salutare tuturor. Haideți că e data asta. M-am scos un pic și cu roțul la o plimbare. Am ieșit un pic cu băieță, că era cam vremea să ieșim. Chiem aici cu Lori, cu ATV-ul, Romi cu Mobra. Și-a pus un alt motor, 200 sau 250, nu știu sigur. Pe același cadru. Și-a mai venit și băiatul ăsta. Am ieșit să-i distrez un pic. Bă, nu m-am urcat pe Mobra de nu știu de când. O trecut destul de mult. Cred că e vreo 3 luni să-mi bat piciorul. O porni fără probleme. O să vedem pe unde merem. Dar foarte hardcore, nu ne putem băga, că oricum ATV-ul nu poate trece prin locuri așa strâmte. Da? Revenim ce-a fi. Și pe unde mă ajunge. Că trebuie să mă duc în față, că vreau să-i duc într-un loc și undeva în partea cealaltă a pădurii. Așa că revenim cu update. Nu mai las că știe băiatul ăsta ceva drum. Adică o rută mare până într-un loc unde știe el. Coborâm până în satul ăla de acolo. Și apoi de acolo vedem, ne mai dăm pe dealurile astea oricum. Ai pe aici locuri să te dai câte vrei. Bă, nu știu de ce am crezut eu că am rezervorul plin. De fapt am numai jumate. A, oricum mai au ăștia benzină. Caz de un lăcaz. Și hai, dăm un drift. Pe ATV-ul ăsta, mă. Cred că s-a aproape cum erau pe Polaris. Poate chiar mai mari. Nu știu dacă stă bine cu frânele. Mi-a făcut sensul ăla, sincer. Trebuie le cu ceva să-mi bat piciorul și-l frânez eu. O las așa un pic la consum. Mă încadrez cu benzina. Apoi am pus jos lăinile, s-o prăjim pe undeva mai târziu. Am desfundat urnul. Bă, unde este ATV-ul, mă? Da, mă, i-am dat ca nebunii. Vine! E bun! Dacă mă mai știu și într-o roată, mă! Să nu-mi dai evocare, mi-i dă-n cap. Că pot țigla de-asta. N-am mai făcut pe drumul ăsta deloc. Bă, e față!
Eu cu lanțul ăla, a lui am emoții că așa joacă. Nu și l-o închis. Da, ei nu i-a face în cazuri. Oh. Ah, probleme pe drum, mă. Nu știu ce-o pățu Romicu. Dacă facem o rămânească aici, să vedem. Ce-o bățu, mă, oare? Am intrat ceva creangă. Ambreiajul. Ioi. S-a rupt ambreiajul, băiat, saș. Serios? Da, am o picat, ia eva. Îl puteai repara? Îl bagi în viteză și... Bă, ăsta, pornit împins cu a doua și merg cu... Cu a doua sau a treia, cu a doua. Da, auzi, eu zic că schimbă viteza și fără ambreiaj. Schimbă, că și eu, mie mi-e slată. Da. Numai că schimbi, lași accelerația. Trei pornit împins, ia pe aici. Pe aici, în jos. Ajută-l un pic, Lori, să-l împingi. Da, mă, vezi cum e în cazul, mă. Ii, mă, unde mă bag băgaș, ar dracu. E noroi. Ia, pe aici, în jos. E, mă, aici ai noroi de la spurca ce se lipteaște. Aha. Lori, hai, ține motorul. Hai că dau eu împins. Hai să vezi. Păi încercăm, dacă nu dai până aici, ține numai motorul. Ia casca. Asta e ambreiajul, șai? Am îi scoasă din viteză? Da. Dăm a doua. În sus, șai? Hai și împingi un pic. Dă-i. Dă-i, 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 dă-i. Dă-i, dă-i, bice, dă-i, 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 dă-i. Dă-i, dă-i, dă-i. Bă, ce s-a umplut lanțul, doamne, fete. Vezi că e a doua, e a doua. Dă-i. E, mă, eu deja l-am tras, ambreiajul, chiar. Ceva la ambreiaj acolo, nu știu ce. În fine, nu se mai prea poate dacă lumea mu. Eu nu știu, cred că-i dăm înapoi. Vedem. Japonia! Uita, Romicu, că mi parca bolidul de-a lui. Benzina e pornită, mă. Păi e 250 și motorul ăsta, că mi-o-s băiatul. KTM e 250. Are fain, te are fain. Ia, mă, ce-o fost acolo? Vulpea? Bă, eu merg pe drumul ăsta. Vedem pe unde ajungem. Ia-o stinu. Mai câte un pic de noroi. În unele locuri văd că mai lege aici. Hai pe mine cu ATV-ul ce mere. Mă blană.
uitat de rezervor. Să văd cum stau cu benzina. Da, e da, i-a pierduit. Nu au alte năcazuri aici, băiați, așa. Fii atent, bă, nu mi și la asta e s-a rupt abdriajul. De-aia ai venit așa de încet. Fii atent, șurubul ăsta sunt filetat singur, mă, că nu-i pus. E, și nu te-a mai lăsat să-l accelerezi. Bă, și numai trepida, mă. Ai, f***ai. Nu, băi. Nu, nu mă, năcazuri, mă. Hai, da, și noi spre cază că lor e fără ambreiaj acum. Și ăsta lui Romi la fel. Asta e venit, dar atent, mă. Am vrut să facem ceva urcări pe aici, dar pe... Cum a fost și unde astea, unde țin oamenii oile. Dar mai bine nu ne facem, e lucru un vesel atât de ceva urcări. S-a oprit? Zicem că da, să sperăm că nu. Zic, s-a oprit? Dar tot așa le pornim împins. Și te dai. Nu-l chinui. Dacă eu mi-o parchez aici și te ajut. Bă! Nu-l poți scoate din viteză să-l ducem acolo. Dă-i, dă-i. Dă-i, că în jos îl pornim, dar am spus nu prea. Stai să-mi golesc bolesc, am molul. La booster m-a lăsat dat accelerat. Asta văd că mă lasă ambreiaj. S-a rupt cablu, știi, mă? Da, pe interior. A lucrat tu din gadget, bă, omule. Unde ți-a ambreiajul? Ia-l-ai. Ei, ei, bă, tu, bă, stă fierbinte. Hai, dă-i, că-ți stă-i ambreiajul. Și când îl las, ți-l las încet și tău te duci. Da, hai să venim. Urc, nu, sui pe el. Și dai la automat. Că ți-ți ia ambreiajul, fiți atenți ce rămânească. Hai să vedem. Suie-te pe el și dă-i. Și să lasă încet ambreiajul. Mă vezi, ce viteză ești? E, aia șmecheria, n-o stai și plin de cablu ăsta. Trage de cablu, vezi, eu. Vezi, de la invenția mea nu s-a rupt. Mă așteptam cât de acolo puscat. Vezi că trebuie să tragi foarte tare. Stai, nu, da? Să mor. Ce românești, omule. Am o să meargă să nu se mai oprească să-l ajut și pe aici, ce face? Deja obosesc, mă! Ardă aici la calorii. O, oh, să-i trăiască Dumnezeu, vorba lui Adelin Petrișor. Mi-a că pornit. Aici numai eu cu Lori. Facem o slăninucă. Eu că am rupt drumul ăsta. Ce zici, Lori? Foarte tare m-a rupt. Mai ales la ce scaun bun am eu. Facem aici o slăină. Ăștia nu au mai stat. Să cam grăbesc acasă. Asta nu mai are mie mâncați. Ce zici? N-avea rost să ieșim dacă nu făceam o slăină. Arde foc în șatră, vorba aia. Exact. Și la asta îi dăm foc. S-o cam enervat pe el astăzi, Lori, că și că l-o cam rupt. Dar băi, o rezistat. Ce-o dus, ce-o adus. Da? Schimba TV cu cross. E de vânzare. 250 de centimetri cub. Funcțional. Chiar merge bine motorul pe el. Ceas. Motorul mesaj, nou. Îi dați mesaj pe Instagram, vă las pe Instagram la tăți. Serios, e motorul nou. E, am văzut pe calul nou. Chiar, o merge bine. Și acu' eu fost,
la numai rodajul l-a făcut și mai umblat așa nea și facem aici o slăinucă, bă, că parcă mai dorm eu fost de asta decât de ieșirea pe off-road. Fără o slăinucă pe off-road nu mai are. Nu mai are, mă, nu mai lovim, ar mai fi mărți, 5 beni. Nu mai, nu mai porneam motoarele. Eu zic așa mereu, de nu mai atingeau roțile pe jos. Nici într-un caz, dar nici noi nu mai eram vii. Ori decolam de tot, ori... Cred că merea numai pe roate până acasă, dar pe aia din față. Clar. Bă, ceapa asta prăjită e delicatesa numărul 1. Nu știu dacă ați încercat, dar eu vă recomand. Liniștim în pădure. Aia căutăm noi când ieșim la ofă. Liniște și pace. Exact. Bine. Asta treaba. A, ce bine că s-a răcit. Da, bă, o masă simplă aici. N-am avut o răbdare să prăjesc slăina chiar așa cum trebuie, dar pita lui Dumnezeu a fi. Ce zici, Lori? Ceapă. Ceapă prăjită, e cașcaval. Nu strâi mai multe. Bă, după ce mânci bine, n-are un somn. N-are un somn. Ce bine aici, mă. Păsările cântă, liniște și pace. Nu te freacă nimeni la cap. Asta e important. În calea mea e mai bine ca la restaurant. N-are rost. Păi nu se compară slănina făcută acasă în tigaie cu aia pe care o faci tu aici, aia, pe marginii de drum și pe un băț. No, hai, dar scă... Mergem și noi spre casă. Bă, nu ne-am plimbat cine știe ce azi, adică să facem cine știe ce nebunii. Dar kilometri am mai destul de mulți. Într-un final, toate motoarele sunt funcționale. Asta e important, nu ne-o lăsa pe drumuri. Am mâncat și o slăină. Am putem merge acasă să ne culcăm. O să cheșe videoclipul ăsta. Nu uitați să dați un like, comment, subscribe. E să ne dați un follow și pe Insta. Da, și până data viitoare, eu vă doresc numai bine. Oi, stai să vedem câinii, cum scăpăm. Doresc.